mă deplasez pe tabăra de post. Am fost până la Sfântul Gheorghe pentru a lua apă vâlcele pentru postitori. Și cum mergeam cu mașina, mă gândeam la ispitele din cursul serii. Vedeți dumneavoastră, cel rău nu doarme. Și când ar trebui să fie vremea de rugăciune, vremea rugăciunii de seară, omul este asaltat cu fel de fel de chestiuni îmbietoare care să-l ducă într-o stare de uitare, într-o stare de nepăsare și într-o stare în care omul nu mai la rugăciune, nu mai are mintea. Cred că cel mai frecvent, mai ales în rândul bărbaților, și bărbații cred că înțeleg și știu despre ceea ce vorbesc, este simpla bere. Mergem la magazin seara, printre o pâine și mai știu eu ce cumpărăm de la magazin, se nimerește și o bere, două, o sticlă de vin, știu și eu. Toate licorii amețitoare de cap, și chiar dacă nu ne amețesc, oricum ne scot din starea de rugăciune. Sau nu ne mai bagă în starea de rugăciune. Ne bagă într-o stare de moleșeală, de amorțire și de somn ușor. Apoi sunt cele legate de consumul de media. Dacă este vorba de televizor, în mare parte televizorul ne acaparează ore întregi seara și cine mai are vreme de rugăciune? Sau dacă este vorba de laptop, telefon, la fel ne acaparează ore întregi și cine mai are timp de rugăciune? Și mă gândeam, cred că în mare parte și la rugăciunile de dimineață ar fi cam la fel. Dacă ne trezim mai devreme, dăm drumul la televizor și este programul de dimineață, care este foarte îmbietor, și ne bem cafeaua și, eu știu, fumăm țigara sau mâncăm sau ce-mi face, oricum, timp de rugăciune nu prea. Și mă gândesc, cum am putea salva totuși rugăciunea de seară? Aici, la mănăstire, unde suntem noi, rugăciunea de seară este de la 6 la 8. 18 la 20. Rugăciunea de dimineață de la 7 la 9. Perioada în care, în general, omul orașului, tocmai atunci ajunge acasă, se liniștește, mănâncă, bea, doarme, își face baie, știu și eu, stă cu copiii, bea un pahar de vin, dar când mai are timp de Dumnezeu. Mă gândesc și nu prea îmi dau seama. Pentru că omul modern îl trimite pe Dumnezeu cumva la sfârșitul săptămânii, duminică, la Sfânta Liturghie. Dacă mergi la Sfânta Liturghie și rugăciunile de seară și de dimineață sunt mai mult ale călugărilor, ale preoților, ale celor care reprezintă mai propriu, nu, viața bisericii și nu a oamenilor de rând. În schimb, la spovedanie, părintele duhovnic te întreabă: te rogi seara? Te rogi dimineața? Și tu ce zici? Da sau nu? Sau te gândești că poate ți este suficient faptul că ai spus Doamne ajută? Sau poate că ai spus Tatăl nostru? Sau poate că te-ai rugat înainte de masă și poate ți este suficient? Nu cred că este suficient. Și cred că fiecare moment al vieții noastre ar trebui să fie presărat cu rugăciune, dar nu rugăciune
din această mecanică obligatorie. Ce o rugăciune de mulțumire perpetuă, o rugăciune de slavă a lui Dumnezeu, o rugăciune în care îi mulțumim Domnului pentru ceea ce am primit și îl rugăm să ne mai dea ca să putem duce mai departe activitatea noastră. Cred că este un atac concertat la adresa omului, ca seara și dimineața omul să fie prins cu fel de fel de lucruri și să nu se mai roage la timp. Bine, toată această chestiune se schimbă destul de radical în momentul în care omul postește. Pentru că atunci nu se mai ia nici cu mâncarea, nici cu băutura, nici cu pregătirea mâncării, nici cu discuții despre mâncare, nu se mai ia cu nimic. Atunci omul trăiește într-o stare de pace și detașare, despărțire de toate acestea ale burții. Așadar, și aici, cred că postul are o influență foarte mare, și anume pregătirea omului pentru o viață bună și cu rugăciune seara și dimineața. Vă rog să vă gândiți mai mult la asta. Gândiți-vă la cum vă pierdeți timpul seara sau dimineața și, aș zice, măcar o zi, două, trei pe săptămână să fie dedicată doar lui Dumnezeu seara. Și cred că acest lucru aduce beneficii extraordinare în viața fiecăruia dintre noi. Seara aceasta, luni, marți, joi, să fie dedicată rugăciunii de seară pentru Dumnezeu. Să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce am primit și pentru ceea ce ne-a dat. Și chiar cred că viața noastră se va schimba. Pentru că nu se poate ca atunci când ieși din starea de pământesc să nu intri în starea de duhovnicesc. Haicum. În momentul în care faci alegerea spre Domnul, n-ai cum să mergi, să nu mergi spre Domnul. Așadar, să fim un pic mai conștienți la lucrurile pe care le facem, să nu le facem mecanic, să le facem cu speranța că Bunul Dumnezeu este deasupra noastră, ne veghează, ne îndrumă, dar și noi trebuie să-i dăm din timpul acesta vieții pe care ne l-a dat El, să întoarcem câteva clipe. Și dacă nu reușim pe plan conștient, să începem postul și atunci, datorită postului și starea noastră de rugăciune va fi mult mai puternică și mai prezentă. Vă mulțumesc mult pentru acum și să ne auzim curând!